Una ție. Zi ce ai făcut. Una pentru mine. Dar zi ce ai făcut. Ce vrei anul să fac acum și ce ai făcut tu? Asta pentru 2022, simbol că o să mănânc puțini dulciuri. Dar ce ai mâncat în 2021? În 2021 nu-ți mai spun. Trebuie să uiți păcatele. Câte bomboane de felul rușu ai mâncat singur într-o zi? Într-o zi? Când ai mâncat? Doar azi mâncat, că erau acolo încă dimineață. Era început, dar nu e nici mai acuz. 18 le-ai mâncat, tare. 18? 18 la tine. Da? Da. Sănătate. Și mai puțin de dulce. Sau 16. Uh-huh. 8 și 8. Trebuia să mâncăm un Ferrero Rocher în seara asta, dar s-a evaporat. Da. Nu știam că e pentru seara asta. Te să înveți să-mi citești minte după 15 ani? Da. Trebuie să ai X-ray, așa și să vezi ce imaginezi eu. Cum am citit. Ați văzut deja ieri videoul despre 2021, ce a fost bun, ce a fost rău, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, ceva de genul acesta și un mic highlight, așa, un mic video despre anumite părți frumoase ale anului 2021. Și aici, în acest video, să vă vorbim despre 2022. Planuri, speranțe, dorințe pe care le avem și da, cam chestii de genul acesta, ce ne dorim pentru anul 2020, ce ne propunem, ce am vrea să facem pe diferite nivele, așa că da. Începem? Începem? Spune tu, un lucru care ți-l propui pentru 2021 sau care îl ții personal, ce-ți propui, da, un lucru. De exemplu, pe plan profesional, eu îmi propun să ce ține de mine, să țin munca care o am, jobul care îl am, să, dacă e posibil, să avansez acolo, ce, dacă sunt posibilități, să ce ține de mine, să-mi păstrez jobul, că o să ne fie folositor și în viitor, la dacă avem planuri pentru casă, ceva, pe plan profesional. După chestii comune, pe plan familiar, normal să... Alea le spunem împreună, când e... Da. Este un plan mare care l-avem amândoi. Hai că îl zicem aici, că e... Zi. Da, noi am vrea să lucrăm, noi deja de anul 2021 ne propusesem pe la un moment dat să ne gândim să ne cumpărăm o casă la un moment dat. Noi ne-am gândit că în câțiva ani o să reușim, pentru că este un proces mai greu atunci când deja ai copii și dacă nu lucrăm amândoi full time, este mai greu, mai ales când ai copilași micuți și nu este ceea ce noi ne dorim momentan că lucrez full time, așa că ne-am gândit... Că trebuie să începem, da, când vrei să-ți cumperi casă aici în Marea Britanie, că probănesc și în alte țări, trebuie să-ți pui departe un depozit, care poate fi 5%, 10%, 15%, depinde. În general era 10% din valoarea casei. Acum, pentru că noi nu avem nicio proprietate în nicio altă țară, pentru noi este prima casă și avem anumite subvenții, am putea să cumpărăm și cu 5% anumite case, dacă ne împrumută banca ceilalți 95%. Așa că noi ne-am gândit în câțiva ne-am vrea, dar am spus că hai să țintim mai înalt, hai să țintim, să ne punem un țel mai mare pentru anul 2022, pentru că chiar dacă nu ajungi acolo la țelul ăla, poate ajungi măcar aproape. Și ne-am gândit că hai să ne țintim să lucrăm mult la a ne lua o casă sau avea un plan foarte clar în privința unei case până la sfârșitul anului 2022. Așa că asta ar fi ceva pentru noi o reușită. Nu neapărat pentru că ne dorim noi să avem nu știu ce averi, nu știu ce casă, palat sau ceva de genul. Ce ne dorim căsuța noastră unde să știm că este a noastră, putem să facem bine cum vrem noi, că nu trebuie să dăm de știri nimănui. Azi că nu te mai muți. Da, că nu vine, poate patronul de casă, poate vrea să vândă casa sau să multe și trebuie să ne mutăm. Am vrea să fie un loc stabil, am vrea să fie un loc stabil pentru noi,
ca să putem să ne facem planuri oarecum de viitor, viitor apropiat și mai depărtat, și pentru copii să-și aduc aminte acel cămin, că am stat acolo. Și pe de altă parte, da, sunt bani pierduți oarecum în chirii stând, dar n-am neavând depozituri să cumpăr în casă, nu-i că odată ce ajungi să-ți plătești doar rata la bancă, este mai ușor, că rata la bancă o să fie cam cât o chirie, dar este doar acel pas inițial să-ți cumperi, să ai acel depozit. Așa că sperăm în anul 2022 să lucrăm înspre avea un depozit. Deja noi deja lucrăm un pic, nu-i că nu lucrăm înspre aceasta, dar să fie ceva mai concret și poate să chiar să cumpărăm până la sfârșitul anului o casă. Asta ar fi ceva super, asta ar fi, cred, maxima anului 2022. Yeah. Eu personal nu am așa ceva planuri exagerate, ba, poate da, de fapt, n-am avut încă timp să mă gândesc foarte mult la mult dintre ele. Îmi doresc să continui la universitate dacă pot. Dar într-un mod mai realistic, pentru că nu pot să-mi dedic tot timpul liber doar în universitate, pentru că mine universitatea nu mă plătește nimic momentan. Eu o fac pentru că în viitor, da, mi-ar da o șansă să am un job mai bun și să pot să fiu mai flexibilă și să lucrez de acasă, care este visul meu, dar deja eu am început deja să lucrez de acasă, așa că visul meu începe să contureze oarecum, să prindă contur. Aș vrea totuși să continui universitatea, pentru că aș vrea să am acolo o saltea, în caz de cad, să am ce cădea, știți, să am ceva în buzunarul meu care poate să ne prindă bine la amândoi și să ne dea oricum flexibilitate, că eu pot să am un job mai bine plătit, dar să lucrez mai puțin, ori poate și să lucrez flexibil de acasă, putând să am grijă de copii. Dar aș vrea pe plan profesional, pe partea de business, aș vrea să avansez. Nu știu acum dacă vreau să sar așa de sus, dar cred că mi-ar place să ajung la nivelul de manager anul 2022. Poate nu ajung acolo, poate ajung pe aproape, știți? Dar dacă îmi doresc sus... În business-ul cu produsele naturale de aloe vera, Forever Living Products, pentru că am început acest business, am luat curajul să visez și să încerc, văzând, fiind încurajată de alte persoane care am văzut că și-au îndeplinit visul și-au reușit să lucreze de acasă, mai flexibil cu copiii și să aibă un job foarte bine plătit. Și plus că produsele mie îmi plac și eu cred în ele, așa că, nu știu, mi se pare că câștig pe amândouă părțile, pentru că lucrez pentru ceva care îmi place și care nu mi este greu să o fac. Așa că mi-aș dori să ajung cu 3 trepte mai sus de unde sunt acum. Și mi-aș dori să fac mai mult bine cu acest produs, să-l fac cunoscut la cât mai multe persoane care ar putea să beneficieze în diferite moduri de sănătate, în a pierde greutate, în a se detoxifia corpul, în a se simți mai bine, în a se rezolva anumite probleme de piele, anumite probleme de sănătate internă și tot felul de genul acesta, pentru că știu că sunt foarte beneficii, așa că da, mi-aș dori. Un alt lucru care ți-l dorești tu? Hai, cam cuprins tot. Nu, ăsta era obiectivul mare cu asta. Adrian unde... a mâncat prea mult Ferrero Rocher azi și a apucat râsul acum, are glicemia la stele. Îmi revin acum. Eu, pentru anul viitor, eu mi-aș dori să mai facem o vacanță tot unde am fost anul ăsta, tot la mare acolo. A fost relaxant și a fost fain. Ne-a propus să stăm mai mult, parcă am zis că anul ăsta vrem să stăm un pic mai mult decât am stat anul trecut. Și așa avem posibilitatea să facem vloguri de pe mare. O să fie niște vloguri superbe, superbe. Deja îmi imaginez. A fost un loc superb. Ați văzut în vlogul de ieri, am pus câteva filmulețe cu din vacanța noastră de vara asta și a fost atât de frumos și relaxant pentru copii și pur și simplu un timp minunat, minunat. Abia aștept, mă gândesc așa cu nerăbdare la vară și am avut și căldură.
Au fost chiar niște zile foarte calde când am mers noi. Noi ne mai plănuiam, dar nu știu dacă pentru anul care, pentru 2022. Mi-am adus aminte, spune. Să mergem în România, măcar câteva zile. Da. Da, că noi ne-am mai fost în România de... De 8 ani. 8 ani. Da, de 8 ani. Bine, că eu sunt în România în fiecare zi, că mă uit, pe internet mereu la... Da, am mers ultima dată când am fost acum 8 ani cu Andy, atât. Emma și Jada nu au fost niciodată. Emma și Jada nu pleca niciodată din Anglia, niciodată. Da. Și noi am zis că măcar 2-3 zile să mergem ca să-și vadă bunicii. Mm-hmm. Și așa, să mai stai și ei. Mie mi-ar place să merg mai mult, dar dacă ar trebui să mergem mai mult, ar trebui să merg probabil doar eu cu copiii și e foarte dificil cu toate restricțiile care sunt, e foarte greu, plus că devine costisitor. Bine, dacă mergi și stai vreo 2 săptămâni și așa, da, te costă și alea, știi, plătești și aici acasă, că stă Adrian, plătești și acolo alte chestii și... Da, mie mi-a plăcut ideea să mergem ca să arătăm la copii locurile pe Dango Plăriu. Da, da, pentru că... Aia, Emma și cu Jada nu o să înțeleagă cine știe, ci unele o să le știe, o să înțeleagă Emma, dar Andy o să țină minte, chiar vrem să-i arătăm anumite locuri. Și un alt lucru care ne gândeam noi și ne-ar fi plăcut să mergem tot așa vreo 2-3 zile prin Italia, ne-ar fi plăcut pentru că noi acolo ne-am cunoscut și vroiam să tot așa să-i arătăm la copii locurile pe unde ne-am cunoscut noi, pe unde ne plimbam, anumite amintiri, pe unde am stat cu Andy când era mai mic. Da, astea erau niște planuri așa. Mi-ar place, i-am zis lui Adrian așa, dar mi-ar place. Nu mai țin minte dacă ți-am zis sau nu, zic acum. Ți-am zis sau nu, nu mai știu. Cred că parcă ți-am zis, dar parcă nu ți-am zis. Mi-ar place să merg câteva zile în Germania să văd o prietenă. Ți-am zis? Parcă mi-a zis. Da. Dar prioritatea ar fi să mergem România să vad copiii bunicii și am vrea și în Italia și așa mai vedea și surorile mele din Italia și tu mai ai în România, frate și surori. Nu știu, ar fi ceva super dacă am reușit să organizăm ceva, dar numai că na, cu restricțiile și cu tot este mult mai greu să găsești un moment când să știi că n-ai pierdut banii dacă ai luat bilete, plus că devin anumite costuri. De exemplu, în perioada asta sunt foarte multe teste care trebuie să le faci, dacă trebuie să faci carantină, dacă nu, e foarte complicat treaba. Și când ai trei copii și trebuie să cari și o grămadă de bagaj după tine cu trei copii, oricât de puțin ai stat, tu trebuie să cari. Devine mult mai costisitor și atunci nu-ți mai permiți așa, nu știu, toți care întreabă, mergi în fiecare an în România, dacă mergi în fiecare an în România, nu ne-a mai permis să facem o vacanță aici. Să mergem și chiar să ne relaxăm și nu e chiar exagerat de relaxant când mergi în România, pentru că până la urmă nu e că ne ducem pe la vreo cabană sau pe undeva sau în fine, Marea de România e destul de micuț locul să mergi și obositor drumul pentru copii, pierzi o zi la mers și o zi la întors și da, e mai... Dar sperăm pentru anul viitor, ar fi super. Eu sper planul meu de sănătate, eu sper și cred că o să ajung, sigur ajung până la sfârșitul anului, adică nu am dubii în mine, dacă aș pierde doar câte un kil pe lună, ajung. Aș vrea să ajung la 62 de kilograme. Ăsta ar fi țelul meu pentru anul nou și o să încep în ianuarie. De fapt, tu când vezi asta, știi că îl vezi pe 1 ianuarie, eu pe 3 ianuarie încep deja un nou detox. De fapt, detoxul care l-am mai făcut cu Adrian și Adrian începe. Și... Ăsta o să fie startul meu în anul nou, pentru că dietele care le făceam nu prea mai funcționau. Și m-am cam săturat să-mi calculez caloriile la un moment dat. Și după vreau să continui cu următorul program Fit 15. Clean 9 este de fapt detoxifiere, da? Deci nu este menit în mod special ca să slăbești. Îți curăță corpul. Normal că și slăbești când te detoxifici. Dar următorul Fit 15, care este pentru 15 zile și la același preț, acesta este menit în mod special ca să slăbești și da, vreau să continui și cu acesta și știu deja că sunteți câteva care vreți să continuați cu mine, așa că o să fie un an bun pentru aceasta, pentru a continua să fim sănătoși și vreau să ajut cât mai mulți, în mod special cât mai multe fete cu care sunt în contact
să ne susținem în privința aceasta, să vă ajut, să vă încurajez cum am reușit și eu să ajung să fiu mai sănătoasă, să mă simt bine în corp. Și asta este ar fi o reușită pentru mine în 2021, să știu că m-am ajutat și pe mine, dar am ajutat și pe voi să ajungeți acolo unde vă doreați să fiți sănătoși, indiferent de metoda pe care a fost atât timp cât este sănătoasă, îmi doresc să vă ajut pe fiecare să ajungem acolo. Tu, la dietă și la astea, ce ai? Ai vreun plan? Că acum doar ne lipunim. Păi acum mai convins, cu motivaționalul tău mai convins. Hai, vezi deja primul rezultat. Nu, da, mai convins. Să încep să mănânc și eu mai sănătos. Da. Când e o ocazie de asta să mai țin vreo dietă, da, la lui. Cred că pentru tine este pentru tine un lucru pozitiv dieta de la lui, pentru că tu nu ești. De exemplu, lui Adrian în seara azi un mâncat o cutie de Ferrero Rocher între ea. Deci lui este foarte greu să se abțină de la din astea, dar când este la dietă de genul acesta, da, care îl ajută să nu fie poftă și foame, se ține mult mai ușor. Și dacă știu că am dat bani pe ceva... Să ține, că după aia e să... Na, la arde buzunarul că o arunca banii, știți, ca și cum o lua banii și o aruncat în gunoi. Da. Și da, pentru el o să fie super, adică o să vedeți de câte ori mă vedeți pe mine că mai fac aici acolo. Eu o să fac probabil mai mult decât el, că eu am gorul ăsta, țelul ăsta să ajung cât mai rapid. Mi-ar place până la ziua mea să ajung la 62 de kilograme, mi-ar place. Nu-i nerealistic, adică în 3 luni jumate să dau 14 kilograme, nu-i nerealistic, dar știu că ar trebui să lucrez foarte mult, pentru că de acum kilogramele se duc mai lent. Eu ți-am făcut un bine, dacă stau și mă gândesc că am mâncat eu bomboane. Dar eu nu le mâncam, eu stăteam acolo, mă uitam la ele, le vedeam că mai sunt în dulap, închideam dulapul. Și ți era greu. Nu le mai vezi. Nu mi-era greu. Nu, eu dacă știu că este ceva acolo, dacă nu mă ating el și știu că e acolo, sunt ok. Atâta timp cât nu mă ating. Dacă mă ating, după aia nu mai pot să mă oprez, da? Pot să stau să mă uit la ele și să nu le mănânc, să nu beau ceva bun. Cât am făcut detoxifierea, mă uitam la dulciuri. Nu, mă uitam la dulciuri, ai făcut și astea clătitele pentru ei. Cu la copii, da. Nu mă atrăgea nimic, nu. Da, acum o excepție pe răspărăție. Da. După intrăm la detoxifiere. Da. Nu știu la copii ce ne mi-aș plănui pentru anul nou. Ema în septembrie ar trebui, teoretic încep cu ea, încep să mă ocup mai îndeamănunt, așa, cum trebuie de... Au învățat să citească, pentru că ea teoretic ar intra în clasa pregătitoare la școală. Zero sau? Da, reception. Da, nu zero, dar ea nu o să meargă la școală. O să continui să meargă la grădiniță până când face 5 ani. Are dreptul, dacă nu merge la școală, până face 5 ani să meargă gratis la grădiniță. Și o să încep cu Emma. Da. Sper să avem un început bun. Asta ar fi o reușită pentru 2021, să găsesc ceva... Nu sunt 100% decisă ce materiale vreau să cumpăr pentru ea, ca să începem, dar o reușită ar fi să găsesc ceva care e potrivit pentru ea. Vreau să găsesc mereu la fiecare copil materialul potrivit pentru ei și o să trebuiască să dedic mult special timp mai dedicat din septembrie, să stau cu ea și să facem, să învățăm să scriem, să citească, să învețe, să... Numere, ea de fapt știe deja foarte multe, adică nu cred că o să fie exagerat de greu, dar să ne apucăm să lucrăm la scris, la... Deci cred că cel mai important e să înțeleagă copilul, nu că ai un timp neapărat cu el, să stai un timp cu el și să faci anumite chestii. Să înțeleagă că e ceva diferit față de... Nu-i joacă. Adică da, e ceva serios, asta vrei să zici, da. Da, să sper că să fie ușoară tranziția asta, să înțeleagă Emma că aia e oarecum școală, așa zisă. Adică când face Andy temele, așa o să facă și Emma temele și că trebuie să fie serioasă și sper să reușim să o învățăm ușor. Că știu că o să fie obstacol aici, acolo, o să fie momente poate când nu o să vrea sau când o să fie mai greu să înțelege cu ea, dar... Nu, e capabilă să învețe, da? Da. Asta să fie planul, că... Da, e mai foarte inteligent, o să învețe sigur dacă vrea, numai că este ideea să poți să o convingi.
Da. Și să înveți că trebuie să fii disciplinat. Eu cred că asta este. Cred că asta este problema multora care sunt capabili. Copiii care sunt capabili, îți greu de ținut așa din hățul, oarecum, și învățați să stai oarecum pe o anumită linie sau, în fine, cât de cât să fii disciplinați. Dar asta ar fi o reușită. Cred că la Andy, în nou an, Andy termină clasa 8-a, din a 9-a, acum o să intri, a 9-a în septembrie, oarecum. Sper să încep cu Andy din septembrie, anul viitor, sau oarecum cândva anul ăsta, că noi vedem noi că suntem gata, să mă pregătesc, să începem să ne pregătim pentru GCSE, pentru examenele pregătitoare pentru bacalaureat, ar veni. Și să începem să ne pregătim la unele materii pentru acelea sau să începem să avem o idee mai clară când vrem să le dăm și chestii genul ăsta, da. Cu YouTube-ul ce facem? Ce aici? Cum? Nu vă salutăm aici, măi. Da, cu YouTube-ul vrem să continuăm. Noi am început pentru că vrem să continuăm, vrem ca să fie canal. Da, de mult, cea mai multe ori mă vedeți mine, pentru că Adriana are un full-time job, lucrează destul de mult în timpul săptămânii și câteodată când vine la casă, nu mai stăm să filmăm, în fine, e obosit și el sau așa, și filmez eu când nu, mai filmăm și împreună. Cineva trebuie să mai speli și vasele, e curator. Da. Dar nu, că când facem chestiile alea, fac și eu altceva și nu stăm și filmăm în general. Adică când vii tu acasă, mai stăm și noi, împreună mai vorbim cu copii, mai jucăm copii, dar... Da, vrem să continuăm cu YouTube, așa că dacă nu sunteți abonați, abonați-vă și dacă sunteți deja abonați, rămâneți la noi pe canal, pentru că noi o să continuăm și în anul nou, nu vrem să ne lăsăm atâta timp cât ne face plăcere și ne place să facem lucrul ăsta și să împărtășim cu voi viața noastră, noi o facem cu mare bucurie și da, în anul nou sperăm, dar știu că o să fim monetizați, adică nu am dubii. Sperăm mai repede decât mai târziu. Da. Asta ziceam la Adrian că ar fi fain dacă până facem de aniversarea sau până de ziua ta sau până de ziua mea. Adică să vedem până la ziua cui ajungem. Sau până în vară sau până în toamnă, până în ea. Da. Ar trebui să fim, să facem 1000 de abonați până pe 11 septembrie când am început canalul anul ăsta. Cred că o să facem. Mai lipsesc 300 și ceva în ziua de azi de abonați și cred că o să facem, adică chiar dacă am face câte 1 și 1 jumate pe zi, cam așa am ajunge. Dar ar fi fain să vedem înaintea zilei cui o să facem 1000. Poate facem, știi, înainte de ziua de aniversarea noastră, poate înainte de ziua ta, înainte de ziua la copii sau înainte de ziua mea sau înainte de ziua lui David, știi? Da. Adică vezi, vedem ce eveniment e acolo aproape de abonare. De abonarea la 1000 de abonați și să fie și asta un lucru pozitiv pentru noi care să ne... Numai faptul că ne place să facem și ne rămân amintiri și împărtășim cu voi lucruri care sperăm că vă sunt de folos și vă motivează, dar să devină și o resursă de incom pentru noi, să devină o binecuvântare, să ne vină și nouă un bănuț din munca pe care o facem și da, asta ar fi, cred că ar fi un gol bun financiar. Cam asta cred. Dacă ne mai vin nouă idei pe nou an, vi le împărtășim în vlogul de nou an. Sperăm că v-a plăcut începutul de canal, care a fost pe 2021 cu noi și sperăm că în 2022 ne va rezerva foarte multe lucruri frumoase pe care putem să le împărtășim cu voi și vom împărtăși și lucrurile mai puțin frumoase, cum le-am făcut și până acum. Dar sperăm ca împreună să continuăm să creștem ca o comunitate, să ne încurajăm unii pe alții și scrieți-ne mai jos ce planuri aveți voi pentru anul 2022. Dacă aveți, sunt sigur că aveți planuri mai bune decât pentru anul trecut, niciodată cred că nimeni nu vrea să meargă mai jos, mereu vrei să țintești mai sus. Dar dacă vreți să ne împărtășiți cu noi, scrieți mai jos, noi citim toate comentariile și vă răspund la fiecare comentariu, știți că fac lucrul acesta. Așa că m-aș bucura și eu și Adrian să știm ce planuri aveți pentru noul an. Și da, ne vedem în vlogurile următoare, nu vlogmasurile, vlogurile următoare și o să prindem și noi iarăși un ritm să vedem în noul an cum împărtășim cu voi resurse și vloguri și
lucruri de genul acesta, dar o să continuăm să publicăm pentru noi, pentru voi și pentru toți cei care cărora le place să ne urmărească. Bun, atunci, vă dorim un an nou fericit, binecuvântat și numai bucurii și lucruri frumoase. Pa! La mulți ani! La mulți ani!